200 de elevi bucureșteni au optat anul acesta pentru cursurile gratuite de televiziune oferite de ProEDUS. Doi formatori, 10 săptămâni de curs, 10 de ore de filmare pe teren și practică în studioul Școala TV. Sunt doar câteva din oportunitățile pe care le au adolescenții înainte de a lua decizia dacă vor sau nu să facă o carieră jurnalistică. Ana Maria are 16 ani și încă de pe acum știe că vrea să aibă propria emisiune de divertisment. Am luat-o ca pe oportunitate, ca pe șansă de dezvoltare, să văd dacă eu pot să fac așa ceva, dacă sunt făcută pentru așa ceva. Mi-aș dori să profesez, să nu fie doar un curs, să nu se oprească aici. Andrei și-a început deja cariera în domeniul artistic și jurnalistic, dar a vrut să obțină și câteva noțiuni de bază teoretice, așa că s-a înscris la cursurile de televiziune. Deja sunt în televiziune, eu fac producție, eu fac montaje, eu cânt și vreau să văd și partea asta din spate, mult mai clară și mult mai bine. ProEDUS ne dezvoltă pe fiecare an, ne oferă niște cursuri gratuite și înainte cu un an ne oferea și niște tabere la mare gratuite. Anul acesta eu am dorit să vin aici să învăț, nu neapărat pentru tabără. Elevii bucureșteni sunt atrași de limbile străine. Peste 500 de tineri s-au înscris anul acesta la cursurile de engleză, franceză ori spaniolă. Unii abia învață noțiunile elementare, alții sunt deja avansați. Toți însă au un scop comun, să-și perfecționeze cunoștințele. De ce ai ales cursul de spaniolă? Deoarece aici pot învăța mult mai multe lucruri noi, ceea ce nu facem la școală și toate lucrurile astea le facem într-un mod distractiv și putem învăța mult mai bine în felul ăsta. Matei nu este la primul curs de spaniolă. A descoperit că îi place această limbă din clasa a doua, iar acum vrea să cunoască spaniola la fel de bine cum știe limba română. Este una dintre cele mai folosite limbi de pe pământ și este de asemenea o limbă foarte frumoasă, o limbă foarte sonoră și cred că ne va ajuta foarte mult în orice domeniu am alege, la fel ca și engleza pentru cei care ar vrea să lucreze în străinătate și așa. Peste 11.000 de elevi bucureșteni beneficiază anul acesta de cursuri gratuite oferite de Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive din cadrul Primăriei Municipiului București.